Frații, fraților, voi decideți! A venit această scenă și ei ne spun că doresc să ne pună la dispoziție să ne auzim mai bine! Dacă vedi că e ceva murdar, simte că e murdar și respinge. Simte, exact. Da, pentru că fiecare om este zestrat cu simț. De-aia și de să acelui credință. Da, da, da. Și este o formă din popor, omul sfințește locul. Omul sfințește locul, nu vreau, omul. Și tu, dacă ai gânduri curate și frumoase și te duci să faci un bine, sfințești locușorul ăla acolo. Poate mai mult decât un preot. De ce fiecare biserică are aur, probabil, de vreo 100.000, 120.000? Da, domnule, și miliarde. Vrea să facă patriarhul ăsta, vrea să facă catedrala aia 400 de milioane de euro. Dar, într-adevăr, să facă spital. Să facă cel mai mare spital din Europa, nu? Să fac. Cum nu mă gândeam niciodată că o să aveți atitudinea asta și mentalitatea asta. Sunt biserici, una lângă alta, măcar de-am avea noi credință să umbrăm zidurile. Ce Dumnezeu vrea ziduri? Vreau trăire, vreau o viață curată, vreau un comportament, vreau fapte bune, nu? Ce zidurile alea? Sigur. Pe dumneavoastră ar trebui să vă audă toți oamenii. Da, e, las că o să ne audă. Nu ne pierdem nădejde, dar o să ne audă. Și pe noi și pe dumneavoastră, pe toți. Încet, încet. Da. Și s-ar plăcut în care v-am de ajută. Mai bine, la revedere.